Bună, dragilor, vă salut! Azi și iarăși am apărut eu. Vreau să fac un meniu scurt și rapid, pentru că azi dimineață am lucrat și mai înainte am venit. Și Emilio trebuie să mergem după el la școală, trebuie să mănânce repede și pe aia avem repetiții la vioară. Așa că trebuie să merg totul rapid astăzi. Deci am pregătit niște cartofi care le-am tăiat. Un lung. Am să le marinez puțin cu boiaua. Usturoi granulat. Piper. Ulei. Așa arată. Le pun într-o lipsie. Nu șterg pe mâini. Le-am pus pe foaie de copt ca să nu se lipească și acum am să le pun la cuptor cam vreo 40-45 de minute la focul maxim. Între timp vreau să curăț. Aici am niște creveți cu coajă și vă arăt cum se curăță. Deja ele sunt crestate, tragi și aici de la coadă apeși. Așa că merge treaba rapid. Azi să facem niște creveți în sos de smântână cu usturoi, garnitură la cartofi, și am pus apă la fiert. Pentru că Luis face un moment fițe cu mâncarea și am să-i fiern și niște macaroane. Lui îi plac și astea, dar cartofii îmi place. Nu, nu-i place cartofii să vadă că sunt prea prăjiți, pireul mai mâncă sau cartofi fierți și așa că fierbem niște macaroane sau paste. Și acum am apărut, m-am schimbat puțin de haine ca să nu miros la mâncare, pe aia mă schimb iarăși. Să mă duc la repetiții cu Emilio. Aici am curățat creveții care am să le pun la prăjit cu puțin ulei. Între timp mi-am pregătit o cepuță mică și mi-am luat una din grădină care am să le tai mărunt. Ziua de marți am ne tot timpul, e normal, ziua mea fixă, care am tot timpul liber, dar tot timpul e de stres. Astăzi chiar că a fost prea mult stres. Așa că ceapă verde la rând. Frunzele verzi le-am lăsat deoparte, când este gata sosul, atunci le tai mărunt și le pun și pe ele în sos ca și o garnitură verde să se vadă frumos sosul. Ok. Am să pun ceapa acum și pe ea imediat ca să se înmoaie. Ăștia deja o iau la fugă, creveții.
puțină sare. Super. Încercăm să se lumenească pe fiecare parte și să înmoaie și ceapa noastră și după aceea pun imediat usturoiul. Mi-am pregătit usturoiul care am să-l pisez direct aici. Am ales unul mai mare. Și aici am smântână lichidă, care 200 de grame una. Am să pun amândouă. Și aici mai am creme fresh, smântână mai groasă. Am să pun așa aici. Foarte multe calorii, dar este foarte, foarte bun sosul. Asta e consistența, vedeți? O să fie sosul prea lichid, așa că o să pun puțin amestec o linguriță de apă cu făină într-o ceașcă, apă rece, și am să-mi îngroș sosul. Mă lăsăm să fiarbă puțin și imediat este gata. Trebuie să-mi îngroș sosul, așa că am aici o linguriță plină de făină cu apă rece. Foarte puține. Și acum lăsăm. Amestecăm bine. Și așa că, uite, sosul se îngroașă. O să mai pun puțin piper și păsăire de ceapă. Am mai adăugat piper, câțiva fulgi de chili, cozile de la ceapa verde. Uitați ce fain e sosul. Are consistență foarte faină, nu prea gros, dar nici subțire. Și cartofiorii noștri sunt imediat gata. Și pastele lui. Așa că revin cu finalul. Am revenit, cartofii noștri sunt gata. Le-am garnat puțin cu pătrunjel. Și acum am să le pun aici, pe hârtie. Mergem prin pădure pentru că se repară drumurile la noi, pe strada principală, sau cum se spune. Așa că, na. Ok, ne vedem. Ciao, ciao. Așa, și am ajuns. Aici mai fă. Aici suntem la Emilio, are ore private de vioară. Nu
așa o zonă de căsuțe. Vă arăt din nou într-un scurt video. Invitia. Que mă clingă. Moment. Jetzt nicht vorschalten, wir müssen genau. Erstmal langsam, das passt. Bisschen höher, ein bisschen höher zur Nase. Richtung Nase, wo ist die Nase? Nase ist woanders. Ja, da ist sie. Ja, jetzt. Ha? Und der muss hoch. Jetzt, der muss hoch, der nächste. Bună seara, bună seara la toată lumea, bine v-am regăsit astăzi. Aș vrea numai foarte scurt să fac o încheiere la video lui Emma. Sper că v-a plăcut video-ul ei. Ceva bun a făcut astăzi, creveții cu sos și cu cartofi prăjiți, foarte bun. Și vreau să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră frumoase, pentru like-urile dumneavoastră și pentru abo. Și aș dori în continuare să ne abonați cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim și vă iubim. Și vă doresc în continuare o seară plăcută la toată lumea. Multă sănătate, Doamne ajută! Ciao, ciao! Vă pupăm!